Igrasie, infiltrații, podele sparte, mobilier ruginit și învechit, nereguli în transportul alimentelor. Toate acestea au fost motivele pentru care maternitatea Onești a fost închisă temporar. S-a decis suspendarea activității secției de neonatologie și obstetrică și sancționarea managerului spitalului, a medicului șef de secție, asistentului șef și a directorului medical, cu amendă între 300 și 500 de lei. Reprezentanții maternității spun că s-au temut să investească fondurile trimise acum 3 ani de Banca Mondială. Investind și apoi venind banii de la Banca Mondială, normal că era o oarecare teamă de ce ați investit voi când noi totuși vă dăm bani. Și atunci s-a creat această stare de nesiguranță. Clădirea maternității din Drobeta, Turnul Severin, abia mai stă în picioare. Pică peretele pe noi. Nu mai. E de toată jena. Ce vechime au cele două sterilizatoare? Păi au peste 20 de ani. Vă puneți viața în pericol, nu? Dar știm să ne apărăm. Îl oprim din tablou. Aparatura de anestezie și terapie intensivă sunt, cred că, din jurul 60-70. De multe ori trebuie să operăm aplecați pentru că bolnava este situată la ultimul prag al mesei. Maternitatea din Botoșani, cea mai mare din județ, nu mai are fonduri decât pentru plata salariilor. Cumpărăm alcool albastru. Banii dumneavoastră? Da, am pus bani. Și am cumpărat, ne-au mai dat și medici, am făcut chetă. Casa de asigurări care ne limitează la două examinări ecografice pe zi cu bilet de trimitere. Ce se întâmplă cu celelalte paciente? Vin numai câte două paciente? Ce se întâmplă? Fie plătesc chitanță pentru a fi examinate, fie sunt reprogramate. Uneori se ajunge să fie reprogramate după ce nasc. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu mai poate da bani pentru maternitatea din Botoșani și spune că managerul trebuie să se descurce cu fondurile pe care le are.